Satul Slobozia din raionul Ștefan Vodă se poate mândri cu un tânăr primar care la 25 de ani și-a adjudecat un nou mandat și o localitate pe care trebuie să o conducă în următorii 4 ani. Am dorit să facem cunoștință cu acest tânăr și l-am invitat la noi în platou să ne povestească mai multe despre experiența, provocările și prioritățile sale. Mihai Bou Bătrân, primarul din Slobozia. Bun venit, domn primar! Îmi permiteți să vă spun așa, că acum că aveți un alt statut. Bine v-am găsit! Vreau să te întreb, Mihai, ce te-a determinat să candidezi la primăria satului? Deci, locuitorii, oamenii din sat m-au... Te-au încurajat? M-au încurajat, m-au rugat, m-au influențat foarte mult prin viziunile lor, prin ideile lor, că putem face împreună. Nu merg singur, am în spate o echipă și un întreg sat care mă susține. Ai zis de sat, te provoc acum să-mi zici câți locuitori are satul. Deci urmează în anul acesta să fie recensământul, dar deocamdată sunt peste 3.000 de locuitori. 3.000 de locuitori, care ți se supun? Se poate și așa de spus. Și cum este? Pentru că noi am citit despre tine că ai lăsat în spate o afacere și se zice că oamenii intră în politică ca să se îmbogățească. Acum, scuzată-mi fie modestia, așa ai făcut și tu? Deci sigur că nu a fost o afacere la etapa incipientă. Lucrează mai departe, doar că sunt alte persoane, sunt careva colegi de facultate, de colegiu. Mergem înainte, eu mai mult cu sfaturi sau ce ține documental, legislativ, îi mai susțin, îi mai ajut la distanță, dar în rest... majoritatea timpului în sat. Dar care sunt provocările cu care te-ai confruntat până acum? Pentru că îmi dau seama că în cap avem schițată o idee, un plan de acțiuni, dacă vrei. Și uite, atunci când suntem deja puși în funcție, cumva lucrurile mai deviază de pe axa normală. Cea mai mare provocare este lipsa timpului. Neajunsul de timp. Sunt foarte multe care vrei să le faci, vrei pe toți să-i ajuți, vrei cu toți să fii bun, dar din lipsa timpului nu reușim pur și simplu. Păcat că ziua e 24 de ore, așa-i? Da. Da, ok, tu bănuiesc că ai venit la cârma satului în momentul în care aveați anumite restanțe sau erau anumite probleme, nu? Sigur, ca și în toate satele, peste tot sunt probleme. Care este cea mai mare problemă din satul tău? La moment, vreau să spun că sunt drumurile. Drumurile sunt de o calitate proastă și toți locuitorii, bine, dacă nu ăștia care sunt la traseul central, nu mai au problema dată, dar restul se plâng, practic, lunar, săptămânal, apar careva probleme din cauza glodului, din cauza noroiului. Dar vedem ce putem soluționa în 4 ani de zile. Eu bănuiesc că atunci când ai venit, ai avut și tu schițate anumite lucruri pe care trebuie să le faci. Ai reușit să faci ceva? Am reușit să pregătim actele pentru a înainta proiecte, pentru a atrage careva investiții, pentru a atrage proiecte de granturi, mai bine zis, și mergem mai departe. 3.000 de locuitori nu este nici puțin, dar nici mult, nu? Deci aveți o școală, aveți o infrastructură dezvoltată acolo. Da, avem școală, avem grădiniță, casă de cultură, punct medical, un centru, avem medic de familie. Dar cum se uită, sunt curioasă, cum se uită oamenii mai în vârstă decât tine, da, la faptul că un primar așa tânăr și încă îți spun domnul primar, domnul Mihai? Deci, cred că la o vârstă mult mai joasă, am prietenit, sau cum să zic, am avut limbă comună cu bătrânii din localitate și ne înțelegem de minune. Dar tu de mic ai avut această înclinație sau acest simț că vreau să fiu primar? Sau cumva nu te-ai visat, n-ai vrut, dar viața te-a pus în această situație? Da, viața m-a pus în această situație. Deci din 2014 am plecat din localitate. Am urmat studiile la Colegiul de Ecologie din Chișinău. După, iarăși, 4 ani de facultate, la fel, în domeniul ecologie, dar de fiecare dată când aveam ocazia să fac stagiul de practică, preferam să-l fac în raion, să-l fac anume la Inspectoratul pentru Protecția Mediului din Ștefan Vodă. Corespunzător, contactam cu nu doar cu locuitorii din sat, dar și din întreg raionul. Și am fost... cât de cât în... Deci cunoșteai, da? Da, da. Dar cum a fost această luptă cu contracandidații tăi, dacă îmi permit să spun? Pentru că trebuie să fii destul de persuasiv, trebuie să fii convingător, trebuie să ai și o ținută în fața oamenilor, pentru că tu ești practic fața.
Deci, 4 ani de zile mai înainte, da, am fondat o asociație de băștinași, o asociație obștească, uh-huh, împreună cu primarul anterior, ex-primarul care a fost. Am prins firul de la dumnealui, m-a învățat foarte multe, m-a ajutat foarte multe, adică ne învățam reciproc. Mergeam cu asociația, fiind doar la 20 de ani, și dumnealui, fiind nou în domeniul dat, am lucrat cu oamenii, știam, uh-huh, cam ce trebuie, cum trebuie, dar am avut termenul ăsta de 4 ani să mă gândesc, candidez sau nu candidez. Până la un final am candidat pentru că oamenii asta au insistat, pentru că nu au văzut o altă candidatură, cred că mai bună. A fost greu, au fost ca prensate foarte multe bârfe, foarte multe minciuni, foarte multe prostii. Dar cred că noi, tânăra generație, mai puțin le luăm în calcul și mergem înainte dacă avem ca scop, nu ne uităm la ce se vorbește, mai ales prin sat. Uite, asta este frumos, că aveți un țel și mergeți spre el. Apropo, am să fiu așa un pic mai curioasă și poate nu e binevenit, dar tu ești Holtei, adică nu ești însurat, da? Deocamdată. Să înțeleg că ești un primar liber, da? Care... Și cum... Hai să zic, cum candidatele se uită acum la tine, la statutul pe care l-ai? Încă nu am reușit să înțeleg care este, cum este în postura dată. Așa? Nu pot să vă spun mai sigur, dar vedem pe parcurs. Bun, dar totuși ai 25 de ani. 25 de ani, vârsta la care unii se distrează și uite, tu ți-ai asumat o responsabilitate enormă, aș zice eu, pentru că trebuie să fii, în primul rând, un exemplu, trebuie să conduci un sat întreg. Cum este această provocare pentru tine? Pentru tine, scuză-mă, nu neapărat ca primar, ci ca un tânăr de 25 de ani. Deci este complicat, dar am trecut prin etapa de maturizare încă de la 20 de ani, când am deschis compania și lucram, practic, cred că 17 din 24. Lucram și noaptea, lucram ca să reușesc. Eram și contabil, și inginer, și vânzător, toate una după alta. Da, uite, din perspectiva ta de 25 de ani, ce trebuie să aibă un primar pentru a fi alături de oameni? În primul rând trebuie să fie dezvoltat multilateral, să cunoască din toate domeniile măcar câte ceva, să aibă o bază pusă de mic copil, pentru că ajungând în postura de primar trebuie să fie și electrician, și tehnician, și psiholog, și polițist, de toate împreună. Dar să nu uităm că la primărie tu nu ești singur, deci nu se conduce un sat doar cu un primar. Trebuie să ai echipă, dar bănuiesc că aveți și un consiliu în care sunt oponenții tăi. Cum reușești să duci acele negocieri? Deci, luând în calcul că mergem cu decizii numai și numai în folosul satului și în folosul locuitorilor, nu prea avem careva pretenții sau careva impedimente din partea opoziției. Votăm împreună, sigur că fără opoziție nu este posibil, sunt puse întrebări, sunt desfășurate subiectele și mergem cu bine. Am înțeles. Să știi că 4 ani e o perioadă în care trebuie să îți demonstrezi ție, în primul rând, că poți. Chiar sunt curioasă, da, nu am ajuns încă, dar ai intrat în pâinea asta, știi? Ca și televiziunea, ți-o zic. Ai intrat, gata, e o mlaștină care te trage în jos și trebuie să dai din coate. Tu, cumva, vrei să urmezi această cale și mai departe? Vedem. Scara în politică este mare. Putem rămâne aici, dar puteam crește mai departe. Vedem după situație. Peste 4 ani o să fie mai clar. Apropo, nu știu dacă e la locul ei întrebarea, dar vreau să ți-o adresez. De părinții tăi, cum au fost ei? Pentru că bănuiesc că ți-au zis, poate mai zăbovești un pic, poate mai un pic de răgaz, poate mai crești, vorba aia. Deci, da, au fost inițial împotrivă. A fost cam complicat să-i conving, dar până la de urmă... Ce? Ai să te faci de râs? Nu neapărat de râs, dar știau că este complicat. Nu ai timp de familie, nu ai timp de casă, nu ai timp de tine. Practic tot timpul petreci pentru sat, pentru oameni. Nu sunt doar 3, sunt 3.000. Exact. Însă au avut încredere și... Dacă am luat eu decizia, am fost susținut până și în moment sunt susținut din partea lor, a fost o susținere foarte mare.
Domnul primar, eu vă mulțumesc mult pentru interviu. Sper că sătenii vă urmăresc acum și văd cu mândrie pe cine au ales. Și într-adevăr, ești un reprezentant extraordinar, mai ales că reușești să faci această legătură, dacă vrei, între generația tânără și generația mai în vârstă. Trebuie să-i respectăm pe toți, pentru că în cazul tău sunt locuitorii satului. Eu îți doresc succes și tare sper să ne revedem la sfârșitul mandatului, să-mi zici așa pe puncte ce ai reușit să faci și ce e ce urmează. Mulțumesc mult, cu mare plăcere. Vedem peste 4 ani.